Conducerea Universității Valahia din Târgoviște a organizat prima conferință de presă de la câștigarea alegerilor pentru funcțiile de rector, respectiv președinte al Senatului Universitar. Numele meu este Ioan Corneliu Sălișteanu și din data de 22 martie, anul curent, sunt confirmat rector Universității Valahia din Târgoviște. Lângă mine se află doamna președinte al Senatului Universității Valahia din Târgoviște, doamna conferențiar universitar Claudia Gilia. Și așa cum am spus în invitația pe care v-am transmis-o, vom începe cu prezentarea echipei de prorectori, urmând câteva idei pe care le vom expune din programul managerial al mandatului 2024-2029. Nu este o surpriză echipa de prorector, pentru că este echipa cu care am mers și am discutat în interiorul universității, în facultățile universității noastre. Pentru cei care nu-i cunosc, în dreapta doamnei președinte se află domnul conferențiar universitar Henry George Coandă, prorector cu învățământ și asigurarea calității. Domnul profesor universitar dr. Preacucernicu Părinte Marian Vâlciu, prorector cu probleme sociale și studențești. În stânga mea este domnul Daniel Dunea, profesor universitar, prorector cu cercetare și creație artistică. Iar în stânga dumnealui este domnul profesor universitar Florin Radu, prorector cu relații internaționale și dezvoltare instituțională. Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie în cadrul Universității Valahia din Târgoviște. El reprezintă comunitatea academică. Senatul Universității Valahia din Târgoviște este format din 43 de membri. Dintre aceștia, 31 sunt cadre didactice și 12 sunt studenți. Mandatul Senatului Universitar este de 5 ani. Printre obiectivele noii echipe aflate la conducerea universității se numără menținerea acreditării instituționale cu grad de încredere ridicat, păstrarea actualelor programe de studii de licență și masterat, înființarea unor programe de studii noi și internaționalizarea acestora. În ceea ce privește programul managerial 2024-2025, acest program a fost intitulat de către echipa noastră Deschidere, Dinamism, Dezvoltare, cei 3D. Deschidere pentru că este necesar ca universitatea noastră să se deschidă sau să se redeschidă către societate, în special către mediul antreprenorial, dar și către instituțiile publice, să stabilim parteneriate solide cu aceștia, pentru că menirea universității este de a crea specialiști, specialiști care să fie ușor absorbiți pe piața muncii. Cel mai, haideți să-i spunem, greu de atins obiectiv pe care îl avem este creșterea numărului de studenți. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre creșterea numărului de studenți, modalitățile prin care putem să realizăm această creștere sunt complexe. Aceste modalități nu există o formulă magică prin care numărul de studenți să crească de la o admitere la cealaltă. Este nevoie să investim în programele de studii de succes pe care le avem. Totodată, în vederea creșterii atractivității universității pentru viitorii studenți, se are în vedere înființarea unui student cafe și a unei cantine studențești, dar și finalizarea obiectivelor de investiții din campus. În prezent, Universitatea Valahia din Târgoviște funcționează cu un număr de 10 facultăți și beneficiază de cel mai nou campus studențesc din țară.